Salutare, Ștefan aici, bine ați venit la un nou video. În materialul de astăzi mă aflu în Cicladea alături de DJI Action 4. Aceasta este cea mai nouă și cea mai avansată cameră de acțiune de la DJI și în clipele următoare am să vă iau cu mine într-o aventură de 7 zile alături de acest nou Action Cam. Action 4 este un concurent direct pentru GoPro 12 Black și datorită senzorului de diagonală mai mare, acesta oferă imagini de 10 megapixeli mult mai calitative în low light, cât și videouri. Acest Action Cam filmează 4K la 60 de frame-uri în mod standard, 4K la 120 de frame-uri în mod slow motion, face fotografii, face timelapse, hyperlapse și multe altele. Are o stabilizare Rocksteady și Rocksteady Plus, pe lângă multe alte opțiuni disponibile în meniu. Pe partea de meniuri, acest DJI Action 4 stă foarte bine, navigarea este ușoară, fonturile meniurilor sunt mari, lizibile și poți naviga chiar și cu mână nuși sau ud pe degete fără nici cea mai mică problemă. Ca opțiuni ai partea de foto, video, timelapse, hyperlapse și slow motion. Intrarea în setările adiționale se face cât se poate de ușor glisând de sus în jos. Găsiți o groază de opțiuni, inclusiv voice control, modul de conexiune, sunete, grid, timecode, dacă aveți nevoie și vă doriți să cuplați cu o înregistrare externă de la un reportofon sau lavaliere. Fizic, acest Action Cam 4 are dimensiuni similare cu concurența, o greutate de asemenea apropiată de GoPro 12 Black. Vine cu două ecrane tactile, unul frontal și unul în spate, pentru un framing cât se poate de corect, indiferent de ce parte vă aflați. Pe partea de prinderi, DJI vine cu o prindere interesantă magnetică care se atașează de bază, cât și de partea laterală, pentru ca acest Action Cam să fie poziționat atât în modul vertical cât și modul orizontal. Ca și construcție este o cameră cât se poate de solidă, rezistă la impact de la câțiva metri, rezistă sub apă la 18 metri fără a avea nevoie de o carcasă suplimentară. Pe partea de interfață găsim un USB Type-C, deasupra acestuia un buton de on-off, în partea de sus găsim un microfon și un buton de record, în partea din spate găsim ecranul tactil și în partea opusă butonului de on-off găsim ușița pentru baterie care se deschide invers față de GoPro. Aici găsim acumulatorul de aproximativ 1700 de mAh alături de slotul microSD. DJI Action 4 este o cameră de vacanță excelentă care va complementa telefonul și nu vei mai avea nevoie de altceva în trusă, pentru că vei putea călători light și vei putea surprinde tot ce înseamnă aventură, indiferent că ești pe barcă, pe motor, pe bicicletă sau chiar sub apă. Și în clipele următoare am să vă arăt și câteva imagini și secvențe video. Umblă la ochelari aia, mai aranjează un pic și mai... așa, exact. Ia lasă jos piciorul, piciorul stâng, lasă-l jos și așa frumos. Exact, perfect, perfect, perfect. Întoarce capul mai tare spre...
Acum că ați văzut de ce este capabil acest Action 4, a venit momentul să vorbim despre pro și contra. Pe partea de pro aș nota autonomia, care în rezoluție Full HD se duce spre 2 ore și depășește puțin o oră în 4K. Este o autonomie rezonabilă și o poți dubla având un acumulator de rezervă. Un alt pro este calitatea imaginii, care oferă o rezoluție de 10 megapixel pe partea de fotografie, având pixel mult mai mari comparativ cu rezoluția foto regăsită la GoPro, să nu mai vorbim de video, că 4K la 60 de frame-uri arată mult mai bine pe Action 4, mai ales dacă vă puneți puțin să faceți și niște colorizare. Pe partea de construcție spune că DJI tinde să fie puțin mai solid. Un alt pro mi se par prinderile magnetice, care îți permit să atașezi foarte rapid și să schimbi foarte rapid camera din modul landscape în modul portret, fără prea multă bătaie de cap. Astfel vei fi gata de un nou cadru imediat. Nu va mai trebui să stai să desfaci, să înșurbezi accesorii. Meniurile acestui Action 4 sunt foarte bune, navigarea rămâne fluidă, touchscreen-urile sunt foarte responsive și, mai important de atât, nu am observat ca această cameră să își facă overheating. Chiar dacă am testat-o în noiembrie în Grecia, au fost 25-26 de grade și nu am observat absolut nicio problemă. Suportul pentru microSD-uri de 512 GB iarăși mi se pare un mare plus. Totuși, pe partea de dezavantaje aș nota faptul că această cameră nu vine cu atât de multe prinderi comparativ cu GoPro. Cam asta ar fi pro și contra. Ca și concluzie, este o cameră care merită achiziționată, mai ales dacă aveți un GoPro 8 sau 9 sau aveți un Action 1, spre exemplu. Acest salt vă va oferi o performanță mult mai bună, cât și o calitate a imaginii pe măsură. Cam asta ar fi prezentarea, sper că v-a plăcut când mi-a plăcut mie și camerei în Grecia. Am să vă las un link de achiziție în descriere, iar dacă mai aveți întrebări, le așteptăm în comentarii și o să vă răspundem cât se poate de rapid și precis. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă încurajez să vă abonați cu sau fără clopoțel, să lăsați un like pentru că ajută algoritmul și noi ne revedem în curând la încă un video.